de la cineva apropiat. Maria Ciorici aici, cu aplauze, care să o terminăm. Vine cu o surpriză minunată pentru mine. Bună seara, vă mulțumesc pentru așa întâmplare frumoasă. Parcă am venit acasă, așa? Dragii mei, Irina și Sergiu, eu am venit să vă felicit din suflet. Astăzi este seara voastră, seara în care ați adunat atâta lume frumoasă, atâta lume care a venit să se bucure cu adevărat pentru voi. Coreța Mireasă primește aceste flori cu aplauzele voastre, dragii mei. Și am invit și cu soacra mică, doamna Nefrosimia, urmă. Sunteți direct, ea că îmi place, dar știi, trebuie să fie așa. Ea că nu, asta îmi place mult. Pentru dumneavoastră, la fel cu aplauzele frumoase. Bravo! Și am să rog, stimați muzicanți, îmi puneți așa o melodie mai lentă, mai nostalgică, dacă puteți, ca să vă transmit un text. O poezie pe care, draga mea, ți-am scris-o cu mare drag. Suntem trei fete la mama. Tu ești cea mai mică, cea mai iute. Iar astăzi ești fireasă și îmi plânge sufletul că n-am putut veni și eu la nuntă. Dar cu dragoste eu îți transmit această surpriză frumoasă. Din suflet, soră dragă, eu te felicit. Și prin acest mesaj aș vrea să-ți amintesc de copilăria noastră frumoasă și n-am avut un trai împărătesc. Aveam mult lucru pe lângă casă. Au fost momente grele, părinții au muncit ca să avem un trai normal. Săraci n-am fost, dar nici bogați sunt atât. În schimb, am primit o educație frumoasă în dar. Cu toate că des mă supăram, doream să merg la joacă, dar trebuia cu tine să stau. Și s-a zis cu joacă toată. Îmi pare rău că nu-i viață tata să te vadă, îmbrăcat în rochie de mireasă. Mi-a părăsit de tânăr tata. Am rămas fără de el în această viață. Mă bucur pentru tine, soră dragă, mânița mea frumoasă și iute. Ți-ai găsit dragoste adevărată, un bărbat cu care ați reușit să faceți foarte multe. V-ați cunoscut din întâmplare și uite că din dragostea voastră a apărut și prințul nostru, bucurie mare, nepoților Matei, inima și sufletul nostru în casă. Sunteți minunați împreună, așa să vă vedem mereu, numai că viața asta ne-a împrăștiat prin lume și n-am putut veni acasă eu. Atât de dare mi-am dorit să vin acasă, sunt dornică de joc, petreceri moldovenești, de căsuța părintească, tare mult la nunta ta am dorit să sărbătoresc. Am pus pai pe foc, hai să facem nunta și dintr-o vorbă, dintr-o glumă am organizat această seară minunată, doar că nu mi s-a îndeplinit visul să fim cu toți împreună. Am vrut să te văd în rochie de mireasă, să ne vedem cu toți aici, să stăm împreună la masă cu toată lumea, ca pe timpul. Vă felicit că ați organizat această sărbătoare atât de frumoasă. Casă de piatră și un trai bogat, dragoste și belșug în casă. Mama cu greu ne-a crescut, dar astăzi de noi se mândrește. Doi nepoței am dăruit și al treilea să vină să pregătește. Draga mea, este o seară deosebită în care ai deja propria familie. Ești o soție extraordinară și îți doresc ție și soțului tău bunăstare și un drum comun bun, respect reciproc și susținere, fericire sinceră și sentimente adevărate. Scumpă, ești nemaipomenit de minunată, mereu să te văd să radiezi de fericire. Sergiu, ai luat-o de la noi cea mai de preț comoară. Sufletul nostru și ai grijă de ea, mână de mână să mergeți mereu împreună. Vă cuprind cu mare dor, să fiți fericiți, dragii mei, și mult noroc în viață. M-am străduit să fac tot ce eu lângă voi, dar asta a fost fie. Mi-aș fi dorit să am aripi să zbor pentru o clipă, dar este imposibil. Mamă, uit că au zburat toți trei din cuibuleț. Fii mândră, mamă, de noi și uit că mica ta regină este astăzi mândră și frumoasă. Voi sunteți tot ce am mai scump și drag. Sunteți familia mea. De la sora Aliona, cu aplauze mari, mari, mari! Mă scuzați pentru mesajul lung, dar m-a rugat să vă transmit tare mult, că de fapt e vinovată, eu pus la cale și nu a reușit să vină, dar este cu sufletul.
aici prezentă plânsa azi toată ziua. Doamna Maria, vă rog frumos să ajungeți măcar dumneavoastră în locul meu. Și vă felicit tot mai drag. Eu tot vă felicit. Dumneavoastră, felicitări ca mamă că ați avut putere să-i creșteți, să le creșteți de una singurică. Numai dumneavoastră știți prin ce ați trecut. Curajul în continuare și bucuria cea mai mare va fi din partea copiilor cu nepoței. Ia gândiți așa, să vă tragă și dumneavoastră de boală, așa cum vine. Aici stai, tamă! Băi, dar aici stai! Chiar vine preța, eu mi-o dat înțeles, ia mă înseamnă și pe mine, așa? Vă ofer cuvânt acum, draga mea Irina, și dumneavoastră toți o să-i transmiteți Alionii tot ce aveți pe suflet, ce vreți să-i spuneți. Și îmi pare foarte rău că nu este prezentă cu noi aici. Mi-aș fi dorit să spuneți de aia și m-a emoționat foarte mult textul. Mi-e foarte dor de ea, am văzut-o undeva 6 ani și foarte tare am sperat să fie. Îi mulțumesc foarte mult de sărbință și... Când m-au uitat. O aștept acasă. O așteptăm acasă. Bravo! Eu mă bucur tare mult că ați avut răbdare să mă ascultați și vreau să vă cânt.